Vidi, pus microfonul. Uite la box acolo. Și? Aici, aici. Eu boxa e acolo, la spate. Da, da, da. Eu bă. Sau stai. A, să duceți la întâi. Sergiu, de partea și la. Din amândouă părți, spune-te-o. Distanța, distanța, reporterii. Dragi campioni, bine ați revenit acasă! V-am urmărit cu sufletul la gură, v-am aplaudat în aceste zile și săptămâni și vă aplaudăm astăzi toată Moldova cu mândrie și cu recunoștință. Ne-ați reprezentat cu demnitate, am trăit cu voi emoțiile fiecărei competiții și ați reușit să uniți Moldova. În acest an, voi, sportivii Moldovei, campionii, ați scris istoria. Este pentru prima dată de la independență, când Republica Moldova obține atât de multe medalii. Anastasia ne-a adus argintul. Denis, Adil, Sergei ne-au adus bronzul. Și sperăm foarte mult că se va face dreptate lui Marin Robu și va obține medalia meritată. Vă mulțumim frumos! Felicitări și mulțumim tuturor 26. Ați fost minunați și ați luptat cu tărie. Le mulțumim și părinților, familiilor, antrenorilor, echipelor voastre, umerilor, eforturile lor, adeseori nevăzute, sunt temelia pe care voi ați crescut cu încredere. Să-i aplaudăm! Medaliile și victoriile din sport nu sunt doar premii sportive. Ele sunt dovada că putem fi o societate de învingători. Avem cu ce ne mândri, avem cu ce ne lăuda și să o facem mai des ca să încurajăm munca și succesul. Iar noi, la rândul nostru, ne vom face treaba în continuare, vom construi bunăstare, standarde de viață, democrație, așa încât cu fiecare an să avem tot mai multe medalii, iar sportivii noștri să poarte drapelul Republicii Moldova pe cele mai înalte podiumuri cu mândrie. Mulțumim frumos! Bine ați revenit acasă! Într-o țară europeană, acolo unde se îndreaptă și Republica Moldova, am avut sau avem cel mai frumos succes și încă o dată de dovadă prin fapta sportivilor noștri că calea noastră este calea spre Europa. Felicitări pentru toți cei care au depus efort, toate instituțiile statului, toți cei care au fost alături de sportivi, nu numai o zi sau o lună, ani de zile. Aceste rezultate s-au făcut
sau plămădit, mai bine zis, timp de 10 ani, nimeni nu devine campion într-un an, doi. E clar, cum a spus și doamna președinte, sunt lucruri nu atât de bine vizibile, dar antrenorii, federațiile sportive, cluburile sportive au demonstrat încă o dată valoare, au demonstrat încă o dată că știm să muncim, avem valoare, avem opțiuni, avem gânduri bune și Moldova, în principiu, are viitor, inclusiv și în mișcarea sportivă, prin rezultatele sportivilor noștri. Felicitări, stimați părinți, prieteni, cei care sunteți, ați fost în principiu parcursul întregii competiții alături de sportivi. Ei au simțit foarte tare, se vede după dispoziția lor, după dorința de a lupta pentru țară, inclusiv chiar dacă chiar și cineva din ei avea un mic traumă sau un mic impediment, au mers până la ultima picătură ca să dovedească valoare. Și ne mândrim foarte mult. Avem o echipă foarte valoroasă. Fiți mândri niciodată să nu vă dezamăgiți. De altfel, copiii care tineretul, dați-i în sport, că e bine. Vedeți cât valoarea sportivii pentru țara noastră. De aceea vă îndemn să dați copiii în sport, să le dați educație corectă, că ăsta este viitorul nostru. Mersi! Din partea noastră, din partea Ministerului Educației pentru Sportului. Ne-ați făcut să ne mândrim, suntem moldoveni. Eu, mi-e greu să vă redau atmosfera care era aici acasă când erau în jurul lucrurilor. Cred că toată lumea era lipită de televizor. Când n-am mai văzut așa o solidaritate la moldoveni foarte mult timp. Oameni care strigau de bucurie și de dorință de a învinge. Și cred că întrebările cea mai important lucru care voi l-ați obținut, ați făcut, ne-ați dat încrederea că noi, ca și popor, putem câștiga. Că noi putem fi campioni și că nimic nu este în cale. Și asta este cel mai de preț pe care îl puteți oferi aceste societăți, lucruri pe care noi suntem tare reprezentat. Eu cred că se întâmplă ceva în sport moldovenesc, se întâmplă ceva în muzica moldovenescă, se întâmplă ceva în mulți domenii. E o altă generație. Dacă să ne uităm și la dinamica medalilor oricum, au fost la multe pauze, după care există un sentiment de renaștere. Și el e și în sport, el e și în muzică, el e și în multe alte domenii. Și eu chiar cred că generația noastră o să contracte tot alt țară și să duc pe alt club și voi sunteți un exemplu în acest sens. Eu vă invit să mergeți în școli, vă invit să mergeți alături de noi să inspirăm cât mai mulți tineri și să ne lipsim de acest sentiment că dacă nu încerci, totul este posibil. Felicitări, sunteți în inspirație, tare mulțumesc pentru ceea ce ne prezentați pe stați. Foarte mulțumesc! Спасибо всем большое, что вы пришли нас поприветствовать. Я хочу поблагодарить президента за теплую встречу, поблагодарить Национальный олимпийский комитет за организацию всей поездки, за поддержку в процессе всей подготовки, Министерство образования и спорта за все, что они для нас делают. Хочу поздравить всех спортсменов и тренеров и сказать, что мы хотели всех порадовать всю Молдову нашими результатами, у нас получилось. И я думаю, что мы можем и сделаем еще лучше в будущем. Хай Молдова! Mulțumesc din tot sufletul pentru așa primire călduroasă. Am spus-o și o să mai repet, atâta susținere cum am avut parte la aceste Jocuri Olimpice, nu am avut niciodată. Și mă bucur că prin sport lumea s-a unit, a devenit mai unită și sper ca și în continuare cât mai multă lume, copii, să practice sportul, pentru că sportul până la urmă nu este doar despre... performanță, dar este despre un mod sănătos de viață, de aceea
Mulțumesc mult încă o dată la toată lumea și, nu știu, sunt foarte emoționată și mulțumesc! Thank you.